Ok, deci salutare toată lumea și bine am găsit la un nou episod din seria noastră de Brasta YouTuberilor. De data aceasta vă voi prezenta ce au făcut acești oameni mirobolanți, că am fost plecat în tabără și nu prea m-am mai uitat gen la ce se mai petrece pe aici. Hai să vă arăt ce au făcut acești oameni mirobolanți. Deci, să vă prezint ce a făcut Mihai. A făcut chestia asta care, bun, asta puteam să o fac în câteva secunde. Aici va fi camera cu chesturile lui Mihai și camera mea cu chesturile, deci am decis asta. Camera mea cu chesturi va fi copacul. Copacul, dacă nu-l știți, vi-l arăt acum, dar cred că-l știți dacă v-ați uitat la toate episoadele. Acesta este copacul. Aici o să-mi fac, o cameră cu chesturi și o să începem să... O să începem să minăm, cred că, acest episod după ce vă prezint tot ce am mai făcut noi. Și, sau, nu știu, nu știu sigur dacă începem să minăm, nu știu, habar n-am ce facem, vedem noi. Dar ideea este că o să ne apucăm să minăm și off-camera și mai mult. Uitați ce a făcut Mihai. Vedeți? Vedeți ce a făcut? A făcut toată ferma care era, a făcut-o de cartofi. Aici, de fapt, a făcut o fermă nouă, practic, asta a rămas aici, vedeți, asta e random ferma asta, știi? Uite, nu mai produce săraca, uite. Vreau să fac, cred că o să facem ferma asta de, o facem noi de morcovi, o facem doar de morcovi și o să facem ferme separate. Morcovi, cartofi, mai știu eu ce, știți? Uite, aici sunt cartofi. N-au ce să caute, punem doar morcovei și stați să... Ok, morcov. Morcov. Punem doar morcov. Asta aici... Ce proastă sunt. Aici nu știu ce e. O să fie doar morcov. Nu mai avem morcovi. Dar o să așteptăm să se facă astea, o să facem noi și ferma de morcov. Aici avem, deci după cum bine știți, avem ferma aceasta de sugar. Și da, o să ne pregătim să mergem în Nether, să încercăm să batem dragonul și să cam terminăm cu această serie. Dar nu vă întristați, pentru că această serie nu se termină definitiv, probabil vom face sezonul 2. Și, oricum, avem... Vreau să-l închei așa, de ce, dacă vă gândiți, ce e Brasta așa de vreme? Frate, câți eram noi? Eram foarte, 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 foarte mulți. Și acum am rămas doar eu, Mihai, Andrei și încă un băiat. Atâta. Și hai să vă mai arăt ce au făcut. Rip Andrei. Prank by Minecraft. Opa, stai că și-a luat prank. My god. Și-a luat prank. Urât. Ok, și-a luat prank băiatul Andrei. Mă rog, uitați ce și-a mai făcut Andrei. Hai să vă arăt și casa lui. Îi lăsăm prank-ul aici. Mină norocoasă, mină norocoasă. Are ce ai mina. Și-a făcut... What the fuck? De ce am frame drop-uri? Are cățeluși. Uitați cum arată aici sus la el. Aici nu știu ce vrea să-și facă, dar mă rog. Asta îmi place cel mai mult. Uite, uite, uite ce frumos și-a făcut aici. Ne-a cam plagiat cu chestia aia, cu copacul, dar nu-i bai. Uite ce frumos aici și-a făcut. Cred că e mult mai mișto, e cea mai mișto chestie de pe server. Casa lui. E cam dat pe rank, văd. Dar, by the way, stați, sar acolo, înapă. Op! Așa. Și și-a făcut și el, aparent, fermă. Și ca atât s-a mai întâmplat pe serie, nu s-au întâmplat chiar așa multe. Haideți să ne depozităm niște chesturi acolo, în casa noastră, în copac. Ne depozităm noi niște chesturi aici. Am nevoie de foarte, 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 foarte multe. Mamă, pe aici avem. Oh, uite, am aici. Ok, lasă-m. Facem așa. Chesturi, niște multe, multe chesturi, vedeți? 8 chesturi. 8 chesturi, tot stack-ul ăla. Oh my god, doar 8 chesturi? Mă gândeam că sunt mai multe. Mă rog. Ok. Facem frumos. Aici un chest.
aici două chesturi și aici încă două, dar mai trebuie să mai facem. Nu-i simetric, fac my life. Nu-i simetric, că dacă e simetric. Hai. Facem, stați. Vai, trebuie să aștept să se spargă. Dețineți o chestie la mine, eu nu pot aștepta. Detest chestia asta, să aștept. Nu pot. Ok, haideți să spargem așa rapid. 1. Bă! Și așa se sparge greu. Uite, pana mea. Hai să spargem măcar mai ușor. Ok. Și nu știu ce o să se întâmple cu serverul, încă o chestie. Pentru că tocmai aici am plătit hostul din nou, dar nu știu dacă o să se șteargă toată mapa sau nu. Sper să nu se șteargă toată mapa, adică am muncit totul, deci aici mai trebuie puse frunze. Am muncit, n-am muncit totul pentru nimic, înțelegeți? Facem, stai să vedem cum facem, facem așa. Puf, ia. Ah. Ne. Nu mai contează ordinea. Facem aici plin de chesturi așa. Aici punem una, aici punem două. De fapt, ar fi ceva dacă le-am face double chesturi pe toate. Și chiar lipite, știți? Și în mijloc, nu știu ce facem, facem crafting table, furnal, toate caturile, toate chișeturile astea. Uite, dar nu cred că merge chiar una lângă alta, nu merge. Un bloc distanță o să fie între fiecare. Și în blocul ăla avem demn noi ce facem. Stați. Aici. Aici nu. Da, chiar nu are ce să caute aici. Aici cu aici. Și aici nu prea avem cum. Ba da. Așa. Și facem aici chesturi peste tot. Și ce o să-mi depozitez eu itemele, o să văd eu care sunt itemele. Itemele mele practic sunt cele de sus. Pentru că Mihai are chestul de jos cu chestiile lui personale. Aici, într-un fel, sunt și chestii multiple, dar adică nu multiple, din astea făcute comun, dar Mihai o să vină să ia. De fapt, las că aranjez chesturile off-camera, ca să mă cerc, o să vorbesc eu cu Mihai și o să le aranjăm off-camera, dar până atunci hai să mai facem niște... Nu. Am zis 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 nu. Tu ai zis Andreea și am zis nu. E bine să vrei gata. Nu te las. Zice. De unde ai aerul ăla? Oare, laminat. Așa. Aici mai punem una în partea aceasta și facem aici. Mai avem unul ca aici nu mai nu simetric. De ce n-ai ieșit simetric? Stai aleacă. Stai cu aleacă. Asta? Ceva pute aici. Punem aici și dă-o acolo. Și oricum o să avem aici chesturile depozitate și vreau să... Am luat frunzele ca să punem astea aici înapoi. Și da, sper să vă uitați în continuare la această serie. Aici mi se pare că nu prea se potrivește acest lemn. Nu prea are ce să caut aici. Aici o să ne uităm gen un fel de geam. Stați la cam o idee mai bună decât, uite, așa punem aici. Și da. Ok, stai. Așa, gata. Așa. Și facem așa, stați, că mi-iese mie ceva aici, vă zic sigur că mi-iese ceva, pentru că da, stai, și aici, așa, stați,
Așa. Aici să fie un fel de loc de tras cu arcul pentru arcași. Stai. Merge ceva așa. Merge așa? Oare? Nu. A, da, și au făcut băieții, facă și un drum. Exact. Nu cad eu, stai liniștit. Așa e mai bine, nu? Decât așa sau așa? O lăsăm pe aia cu frunze. Ok, și vedem și cine mai vine și chestii de genul ăsta. Da, ok. Să se mai uităm. E noaptea, hai să ne culcăm și vedem ce mai facem. Hai să ne punem la somn. Ce? Și-a luat Andrei prank. Andrei a fost în drum. Mă rog, și episodul am zis că durează un sfert de oră fiecare episod. Mai avem vreo 4 minute din acest clip. Haideți să vedem ce s-a mai întâmplat cu ferma aceea. Și din episodul următor vom filma cu Mihai și... What the fuck? O să repar și asta. Tot off camera. În episodul următor vom filma... Uite, s-au făcut morcovi, știi? În episodul următor, cum v-am spus, vom filma cu Mihai și... Vom începe să minăm. Vom mai aduce persoane, dar foarte multe. Vreau să filmăm mai mulți. Vom mai aduce persoane, dar sper să nu se dea... la server. Să nu mai putem, gen, să vedem pana mea. Da. Ok, aici e morcov, aici avem morcov. Te-am prins. Mă rog. Chestia asta chiar nu contează. O să repar eu pe chestiile. Și da, o să mergem și să explorăm, dar o să mergem în Nether. Hai să mergem acum să ne uităm, să vedem în mină o leacă, să ne uităm. Că oricum dacă murim, mă aduce aici. Nu am ce pierde, uitați, deja am murit de mai multe ori. Hai să luăm asta și cu sticul. Perfect. Fac un pic extra și merg doar așa. Deși știu că șansele, că fac cred că 100% mor, dar... Se mai întâmplă, nu? Vedeți? Să luăm și sabie. Așa. Totuși. Mâncare. Și mergem alea ca să ne uităm. Dacă durează episodul ăsta, o leacă mai mult, cred că vă deranjează, cred că chiar vă convine. Vedeți? Să mergem să ne uităm. Și după cum știți, aici era mira noastră. Uite să vi arăt. Op, vreau să la youtuberilor asta. Aș vrea să facem un fel de metrou subteran, gen să le putem întâlni cu toții din fiecare cameră care suntem. Aici am vrut să o să depozităm alte chestii secrete, când o să avem chestii foarte importante. Aici e un loc secret de-a meu și al lui Mihai. Sper să nu-l găsească nimeni, să îl acopăr eu cu stău, dar o să fac un semn pe care să-mi dau eu, doar eu seama. Adică eu, doar eu și Mihai, normal, să ne dăm seama ce este cu acel semn. Oh, coal, exact ce vreau, nu vorbesc serios, chiar vreau coal. Ca să fac asta. Știți? Deci, deja văd că am găsit... Faceți aici, vă rog. Deja văd că am găsit câteva chestiuni aici. Pe mine mă enervează foarte mult această versiune 1.10. Pentru că, uitați, PvP-ul e cea mai dedicat chestie care există în 1.10. Dar... E destul de șmecher ca și survival, este șmecher. N-am ce să reproșez, dar ca și am zis ca și BB, nea, deloc. Și o să fac și armura de iron, oricum am iron, dar o să trebuiască să mai luăm iron. Bă! Liniștea! Sunt e cineva la mine și nu vreau să facă liniște, frate. E Edward și cu Andreea. Care nu vor să facă liniște. Așa. Și da. Mi-a stat să mai fac eu niște... Fac eu... Torțe. 20 de torțe. Uite aici iron. Hai că iron nu se va consuma, luăm și iron dacă găsim. Știți care e faza? Eu nu vreau să mă îndepărtez foarte mult.
Eu deja nu mai știu pe unde să mă întorc. Pana mea, uitați-vă la. Nu mai știu. Eu uit foarte repede chestiile de genul ăsta. Oh my god. Oricum, stați că ne luăm după torți acum. Și nu știu, sincer, nu știu de ce mă vindec așa repede. Zici că au măr, dar totuși, uite, este pe... A, e pe easy. O să schimb și o să pun pe hard sau normal ceva, nu știu. Normal mai bine că hard. De ce aș pune hard? Oh my god, haide. Sparge-te. Punem ce găsim și noi sub noi, așa că... De... explodează în pana aia, adică mă doare în chișet. Mă iau după torțe. Dar nu-mi iese. Nu. N-ai cum să-l dai pe easy, că e din, eu vorbeam de server. Eu vorbeam de server, nu te mai băga în seamă, ți-am zis, unde nu-ți fierbe oala. Nu l-ai dat tu, tacă-ți fleanca. Tacă-ți fleanca. Nu, nu vrei să spui nimic. Băi, Eduard. Eduard. Eduard, n-are nicio legătură, înțelege. Știu ce vrei să spui, dar nu se pune la serverele hostate. De server făcut de mine, așa că taci. Merge să-l dai doar din consolă. Pe ce mod vrei tu? Și da. Vreau să găsesc și lavă. Mi-ar fi ajutat foarte mult pentru că vreau să facem obsidian. Să mergem în Nether, dar avem nevoie și de diamante chiar. Avem nevoie de destule chestii pe care sper eu că le vom face. În episodul următor v-am zis voi mina cu Mihai și da, vom discuta amândoi mai multe chestii. Mai facem caterincă, alea, dar până la urmă voi... stai, bă, așa. Voi... noi ne vom duce în fucking acest... această chestie minunată numită Nether. Vom face ce trebuie făcut și o să încercăm să batem dragonul din End. Vom face rost de toate căcaturile de care avem nevoie și vom bate dragonul. Dar oricum, de când există acest joc Minecraft, care există de foarte mult timp, eu n-am bătut niciodată dragonul. N-am încercat să joc până să bat dragonul, dar această serie vreau să o încheiem cu baterea dragonului. Și nu știu dacă va exista sezonul 2, am zis că s-ar putea, dar nu sunt sigură, pentru că totuși am fost invitată și într-un UHC în care cred că voi participa. Și da, ce să vă mai spun, oameni buni. Da. Dap. Te vreau una pula vii, ca cea mea când Andreea începe să cânte. Da. By the way, what the fuck, dă mai încet! Se aude de aici, pana mea. Hai să vedem ce mai e pe aici. Eu explorez, n-am niciun stres. Op! Tu ești aici, ha? Tu ești aici, nebunule. E bine să vrei viață, că nu mă vei omoră. Ce văd eu aici? Lava, zic că e lava. Deci asta sigur e lava. E lava. Sau o torță. Fac. Ajung la același loc din care am plecat, uite. Vezi? Plec, ajung la același loc din care am fucking plecat. Ieși. Ok. Oricum. Deci, cam atât a fost și cu acest episod. Nu uitați să dați un like dacă vreți cât mai multe clipuri. Cu voi a fost Andreea și v-am salutat pe toți. Ciao, bă.